Șefii de la Clubul Sportiv Botoșani au ajuns la concluzia că la oraș copiii nu mai sunt interesați de sportul de performanță. În aceste condiții s-au orientat către satele din județ. Copiii din oraș nu mai sunt atât de atrași pentru sportul de performanță și atunci suntem obligați să ne ducem noi spre copiii din mediul rural. Trimitem antrenorii și încercăm în zonele sau în comunele unde avem susținere de la directorul școlii, de la primar, încercăm să ne facem câte o secție satelit. Totodată, conducerea instituției spune că aproape toți campionii care sunt legitimați la club provin din mediul rural. Copiii de la țară sunt mai puternici și mai obișnuiți cu munca. În general, secția, de exemplu, de haltere, secția de canotaj funcționează și rezultatele sunt cu sportivi cu copii din mediul rural. Au calități fizice deosebite, voință, determinare. Sunt copii munciți care știu ce-i munca. Deocamdată, în mediul rural funcționează o secție satelit de atletism și lupte. Urmează ca în cel mai scurt timp să fie organizată și o secție de box într-un sat din Botoșani.